Potrivit anchetatorilor, de la începutul anului 2023, persoanele bănuite ar fi sustras din incinta unor societăți din județele Prahova și Ilfov bunuri și aparaturi specifice desfășurării activității de șantier sau altor activități comerciale, precum și cantități foarte mari de cabluri din cupru. Cablurile proveneau în general de la instalații electrice. Hoții intrau în locurile vizate și furau practic tot ce puteau revinde. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 350 de de lei. 12 persoane au fost duse la poliție pentru audieri.